Salutări și bine v-am regăsit la un nou tutorial de Unity. Astăzi începem să ne ocupăm cu inteligența artificială a inamicului. Și ne vom lua ca referință Space Invaders, adică de fapt găinile din Space Invaders. Dacă știți jocul, găinile în special merg de la stânga la dreapta, se deplasează chiar un pic pe o distanță simetrică și la un moment dat încep să tragă cu ouă. Să trecem la treabă. Bun. Pentru asta ne ducem la imagini, luăm inamicul, îi selectăm o culoare galbenă ca să iasă în evidență. Bun. Pe urmă luăm o cutie de coliziune, poligon, așa, o facem să fie trigger, adică să nu depisteze coliziune fizică, doar să o detecteze. Și pe urmă începem să facem, să scriem codul. Inamic. Deschidem în Mono Develop. Bun, și acum să mărim un pic. În principiu, inamicul va avea o anumită viteză de deplasare și va trage la un anumit interval cu gloanțe. Deci pentru asta avem nevoie de un glonte ca și la jucător. Bun, să începem. Începem cu o variabilă publică care este de tip float, care este o variabilă reală, valoare reală, un număr real. Așa, viteză egal, să zicem, 4. Bun, pe urmă avem nevoie de public, deci un obiect de joc, game object, glonte. Bun, pe urmă avem nevoie de un interval de timp pentru a își încărca muniția. Deci trebuie să stea un pic până poate să tragă din nou. Și atunci avem un public float și interval de încărcare. Așa. Egal, poate fi ce valoare vreți. Dar facem cu un să tragă după 3 secunde. Bun, și aici o să facem tot cu o valoare reală timp de tragere și o să vedeți imediat la ce o folosim. Ne ducem în funcția de update și facem așa, dacă timpul actual, pentru că e o funcție din clasa timp pe care o implementează Unity, time, ia exact timpul curent începând de la punctul 0 când a pornit nivelul. Deci e un cronometru și arată cât timp a trecut de când s-a încărcat jocul. Atunci, dacă timpul mai mare decât timpul de tragere și faptul că n-am pus nimic la timpul de tragere, înseamnă că e inițializat cu 0. Deci are din start 0. Bun. Punem o acoladă. Atunci, îi spunem să tragă. Instanțiem. Deci creăm glontele, virgulă, îi spunem ca poziția lui să fie transform.position.,
pardon, transform from position, deci îi dăm poziția glonțului să fie exact poziția inamicului și rotația trebuie să fie glonte.transform.rotation. Sau local rotation. Asta face ca glontele, când e creat, să aibă rotația pe care i-am dat-o la matrița după care facem glontele și vă arăt imediat cum vom face matrița. Bun. Și pe urmă facem ca timpul de tragere să fie egal cu timpul actual, timpul în care s-a tras, time, plus interval de încărcare. Bun. Și cam asta este. Salvăm. Bun. Pentru asta trebuie să creăm încă un glonte. Deci, în imagini, luăm glontele, îl rotim pe axa Z, deoarece dacă îl rotim pe axa Z, vedem că se rotește în spațiul bidimensional. Atunci trebuie să-l rotim cu 180 de grade. Îi dăm o culoare albastră. Bun. Îl facem pe layerul gluant, să fie pe stratul de gluanțe. Am uitat la inamic să-l punem pe stratul de inamici, ca să nu avem aceeași problemă cu glontele să fie în fața inamicului. Bun. Îi punem o cutie de coliziune. Facem să fie trigger, la fel. Bun. Și acum. Îi adăugăm exact același script, același cod ca și la glontele jucătorului. Deci nu este nici o problemă. Și putem să-l punem ca și matriță, adică ca și, dar înainte să-l numim glonte inamic. Bun. Și putem să-l punem ca și matriță, ca și prefab, cum am spus și în alte videoclipuri. Așa. Punem și inamicul și putem să ștergem glontele. Înainte de toate, am dezactivat obiectul de generatorul de asteroizi, deoarece să nu ne încurce la crearea inamicului, să putem vedea clar cum arată, cum se comportă. Și puteți face asta pur și simplu selectând aici. Deci dacă deselectăm această căsuță, generatorul nu va mai funcționa. Va fi inexistent. Bun. Avem aici inamicul, îl punem undeva pe centru, 0. Și în matrița, în prefab-ul, să punem glontele. Glontele are rotație, are tot ce trebuie. Să-i dăm drumul să vedem. Trage sau nu trage? Trage. Și la un interval de 3 secunde va trage. Și vedem că glontele se comportă la fel ca și glontele jucătorului și va dispărea după un anumit timp. Bun. Atâta cu trasul, acum să ne concentrăm pe partea cu deplasarea. Deplasarea în Chicken Invaders se face de obicei la dreapta și pe urmă se ne duce la stânga. Și pe o distanță egală față de mijloc. Deci, de exemplu, dacă avem aici mijlocul, adică la 0, odată merge maxim până la poziția 2 și pe urmă se duce la poziția minus 2. Și asta o să facem acum. Bun.
Pentru asta avem nevoie de o valoare publică, public, un număr real, float, distanță de interpolare egal 2. Ce m-am explicat, f-ul îl pune din cauza că e o valoare reală. Float. F de la float. Bun. Avem nevoie de un vector 3. Vector 3 poziție 1. Vector 3 poziție 2. Bun, și avem nevoie de o altă variabilă, bool, booleană, care spune adevărat sau fals. Reține doar adevărat sau fals. Dacă se deplasează la dreapta. Deci dacă se deplasează la dreapta, atunci este adevărat. True. Deci, variabila asta o inițializăm deja cu adevărat, pentru că la început vrem să se ducă la dreapta și pe urmă la stânga. Bun. Întoarcem. Și acum, poziție 1, trebuie să le inițializăm cu o poziție în spațiu. Pardon. New vector 3. Avem nevoie de poziția pe axa x, transform.position.x, transform.position.y și pe axa z nu e important, putem pune 0. Pentru că lucrăm în spațiu bidimensional, deci axa z nu ne interesează. Bun. Poziție 2 egal, putem să copiem tot codul ăsta și să-l punem aici. Singura diferență este că pe axa X putem să adăugăm, ca să se ducă la dreapta, trebuie să adăugăm distanță de interpolare și ca să se ducă la stânga scădem distanța de interpolare. Bun. Și la fel în funcția update facem ca să se deplaseze. Și atunci facem așa. Dacă se duce la dreapta, deci dacă dreapta, atunci poziția acestui obiect este egal cu un vector 3, move towards, funcția asta duce obiectul curent la o anumită poziție. Deci ia poziția curentă, ia ținta unde trebuie să meargă și max distance delta, folosim viteza de deplasare și înmulțită cu timpul. Așa obținem distanța. Move towards, deci facem transform.position, pe urmă la dreapta avem nevoie de poziție 1. Și pe urmă, viteză ori time punct delta time. Bun. Deci dacă se duce la dreapta, face transformarea asta. Dacă else, deci dacă dreapta este fals, adică merge la stânga, atunci putem să copiem din nou Ctrl-C,
Ctrl V, dar în loc de poziție 1, scriem poziție 2. Bun, salvăm și verificăm. O să vedeți că, deși am făcut treaba asta, va merge doar la dreapta. Și se oprește acolo. Deoarece noi nu am pus o condiție ca dreapta să devină fals. Și atunci trebuie să verificăm aici. Dacă obiectul respectiv ajunge la limita maximă, atunci dreapta se face fals. Și la fel trebuie să interpretăm și dacă ajunge la limita maximă de aici. Bun, hai să facem asta. Și vom face acest lucru folosind distanțe. Și facem așa. Dacă dreapta, deci dacă se mișcă la dreapta și facem modulul, adică distanța, fără să nu avem probleme cu semnul distanței, deci math.abs, deci valoarea absolută, a transform.position minus poziție 1, deci dacă ajungem în poziția 1, punct magnitude, prin funcția asta, magnitude, aflăm distanța de la punctul în care se află obiectul nostru și poziția limită. Așa. Bun, asta e așa. Și atunci, mai mic decât 0.1f. Nu trebuie neapărat să fie 0, deci nu trebuie distanța să fie neapărat 0, dar dacă e chiar mai mică, este insignifiantă, atunci dreapta este fals. Else if, deci în cazul în care aici, normal că dacă aici dreapta este fals, aici trebuie să fie dreapta egal true, adică adevărat. Bun. Așa. Aici condiția este că dacă nu merge la dreapta, adică dacă not dreapta, not, semnul exclamării înseamnă not, nu. Adică opusul la variabila respectivă. Și distanța putem să copiem. Da, asta. Ce? Și Ctrl V. Dar în loc de poziție 1 facem poziție 2. Totul se rezolvă. Bun. Să salvăm. Și hai să încercăm. Așa. Să salvăm. A, și s-a încărcat. Dacă ne uităm, se deplasează foarte frumos. Bineînțeles, putem să ne jucăm cu variabilele și să zicem să tragă mult mai repede. Bun. Viteza, bineînțeles, putem să scădem, să sumărim. Ne putem juca. Vă puteți juca cum vreți. Bun, hai să vedem ce mai putem face în intervalul ăsta de timp. Putem la gruntele inamic să facem un tag grunt. Sau nu, nu trebuie să facem niciun tag, nicio etichetă, putem să facem unde am făcut la jucător. Trebuie să verificăm un pic.
acordul jucătorului, ce am făcut. Așa, bun. Aici ar trebui ca pentru a fi coliziune între jucător și glonțe de inamic, putem să adăugăm o etichetă și să distrugem la fel obiectul, să distrugem la fel jucătorul și la fel și la inamic putem face același lucru. Deci putem să copiem asta și punem la inamic, tot aici, o copiem, dar putem să lăsăm și așa, pentru că în caz că se distruge, intră în contact cu jucătorul, pentru că poate facem în continuare ca la un moment dat inamicul să meargă către jucător, să meargă către o anumită poziție, atunci e binevenită și putem să distrui. În cazul ăsta trebuie să distrugem și nava inamică. Game object. Bun. Asta e una. Save. Bun, și la jucător facem aici un trigger enter altul, dar așa, putem să ștergem asta și nu player, facem o altă etichetă grunte, grunte inamic. Sau pur și simplu putem face tot ce e inamic. Tot ce e inamic îl va distruge pe acest obiect. Adică destroy game object. Așa. Bun, ar trebui să meargă. Aici putem să... Așa, să ștergem asta. Salvăm. Bun. Și punem la glontele acesta. Îi adăugăm o etichetă. Trebuie să ținem minte numele etichetei pe care am pus atunci inamic. Și putem pune ca acesta să fie inamic. Aplicăm. Dacă lucrăm cu obiectele din ierarhie, din scenă, atunci trebuie să punem apply. La fel și aici punem. Dar pentru că nu lucrăm cu obiectele din scenă, cu matrițele, cu datele care sunt înregistrate, atunci rămân înregistrate. Bun, și hai să vedem. Ne distruge. Bun. Dacă ne ferim, uitat, am uitat la inamic să punem o componentă rigidă fără să fie kinematic. Dacă facem acum, e distrus. Bun. Așa. Bun. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut videoclipul și aveți sugestii noi, le aștept cu bucurie în secțiunea de comentarii. Nu uitați, dacă aveți prieteni care sunt pasionați de aceste jocuri, să construiască jocuri noi.
Nu uitați să dați un share și ne vedem în episodul următor. Vă mulțumesc foarte mult!